Înainte să înceapă acest episod de Ender Games, vreau să fac o scurtă promovare lui Saravai, care face videoclipuri cu Minecraft și CSGO. Avem aici o serie de survival games, avem aici un episod de CSGO, un case opening, survival games din nou, alt survival games, build battle, CSGO, primul episod care a fost tot cu CSGO. E cam la început, Saravai are și la acolo 17 abonați. Abonați-vă și, și voi la el dacă vă place canalul lui. Lăsați și voi acolo cât mai multe like-uri, cât mai multe comentarii ca să le încurajați. Și bineînțeles să fiți activ dacă vă place canalul lui. Cam tot cu promovarea asta, hai să trecem la video. Bă, știți care e partea faină la server-ul ăsta? Vă dă și disguise. Cu toate că n-am nevoie absolut deloc de el, pentru că nu e un server de la non-premium pe care să intre orice român, să-mi dea target și chestii de-astea. Da, deci vă da așa un nume random, nu știu dacă schimbă și skin-ul, pentru că mă văd încă ai winner, poate mă văd restul de feriți. Deci, da, e foarte bine că atunci când îți faci un server, să-l faci premium. Pentru că de obicei pe acolo nu-ți intră tot felul de copii făcuți pentru o locație cu hack. De exemplu, pe serverul care l-am făcut eu cu Cristi, bă frate, dați-mi voie pentru ca să vă spun, sunt zeci de hackeri. Deci eu intru în fiecare zi și dau cel puțin vreo 5 banuri. Pe Skype PvP e jale și ce nu știu ăștia săraci e că eu am pus acolo vreo câțiva oameni care să se ocupe de chestia asta. Deci ouă, diamante, fuck. Am văzut ce lențe mișcă la, am zis că le apuc. Dar mă rog. Bă, ceea ce vreau să vă spun e, nu fiți și voi turci. Îmi spun asta, cred că am mai dat exemplu ăsta, gen, eram la un meci de box, adică nu, mă uitam, și a bătut românașul, că era un românaș versus un turc. Bă, și după asta s-a dus românașul să-l felicite așa și a dat așa un pumn încet în glumă. Turcul s-a nervat așa tare încât a răspunsat și a dat așa un pumn ceva mai tare, știți? Deci doar ca să vezi cât de frustrați sunt turcii ăștia. Și după asta la comentator am auzit următoarea chestie. Da, turcii nu reacționează prea bine când e vorba să pierd un match și după să mai faci chestii de genul ăsta. De exemplu, dacă ai bătut un turc și ai mai scris și easy pe MCG, mamă frate, nu știu cum ți-ai permis să faci așa ceva, știi? Ok, bun, hai să ne facem o sabie de iron, pentru că doar atât ne permite să ne facem. Da, deci în concluzie, nu fiți turci. Voi ce faceți atunci când vedeți că sunteți praf la ceva, gen să spunem că sunteți praf la PvP? Poate sunteți bun, dar dau un exemplu. Vă propuneți, hai să ne băgăm hack pentru că o să-i batem pe toți și da, de ce nu? Bă, nu o să vă spună nimeni că uite bă ce m-a bătut ăla, ești nebun. E foarte bun tipul. Nu, o să auziți doar, bă, ce hacker retardat, ce prost. Cu alte cuvinte, e atât de prost încât nu e în stare să câștigi un match singur, trebuie să-și pune hack. Cam asta e mentalitatea noastră, ceea ce nu folosim hack. Pentru că, ce-i drept o să fii prost să-ți bagi hack când, și să te mai și bați așa toată ziua ca oficatul, să câștigi tu acolo meciuri după meciuri, să fii gen, oh my god, ce nubalei sunt ăștia pe lângă mine. Nu, deci puneți-vă problema că atunci când sunteți slabi, nu să-mi pune hack, ci, bă, eu vreau să devin mai bun, vreau să exersez și știu că să reușesc și o să devin mai bun. Așa că hai să trec la treabă. Eu așa mi-am pus problema, frate, când am văzut că sunt slab la PvP. Deci spuneam că, bă, eu sunt bun, știi, și chestii de-astea. Și după asta, când am văzut ce mă rup ăștia pe MCG, nu mi-am pus problema gen, bă, cred că e cazul să ne băgăm hack, frate, pentru că eu chiar nu pot să câștig fiecare match, știi, și mie nu-mi convine chestia asta. Trebuie să rămân concentrat ca să nu cumva să lăs pe să-mi scape. Am văzut că are glată cu lavă deja. Dar nu cred că are o armă, pentru că văd că tot dă cu fishing rodul ăla ca nebunul. Apar, nu am ce-i cu ăsta. Dar pot să-mi bag speed-ul, în schimb. Îl vreau direct în față. Așa, bă, câte chesturi, frate. Ok, ne oprim puțin. Pauză, time out, vrem chesturi. Așa că urmați sfatul lui Winner. Lăsați-mă hack-urile. Deci eu nu m-am gândit că o să fie așa de mulți hacker pe serverul meu. Am spus, bă, cred că o să mai fie, îți dai seama, ca pe orice server, dar cred că nu o să fie ca pe MCG, doar hacker așa în continuu. Dar ca să vezi, se poate. Voi, v-am zis, nu fiți turci, atâta tot. Dacă vedeți că sunteți slab la ceva, puneți-vă problema, bă, trebuie să fiu mai bun, nu trebuie să-mi bag hack. Pentru că nu o să vă spună nimeni, bă frate, ăla m-a bătut de bun și chestii de astea, nu. Doar o să fiți înjurat și o să vă spună ăsta, bă uite cât e de prost, că nu e stare să câștigi un meci normal, știi?
Aoleu, nu boss, stai calm. What the fuck, unde am primit swap? Nu știu, dar... Ok, bine că nu fac facecam acum pentru că nu se mai cunoștea absolut nimic. Dar nimic. Și ce făcea asta, mă, s-a pus pe minat aici? Trebuie să ieșim afară, asta e clar. Da, se pare că acum am Kid Shark, nu știu ce pot să fac măcar. Se pare că am Speed 2, am Water Breathing și alte chestii. Asta e fine. N-am avut Kid Shark până acum. Dar în rest se pare că am Weakness. Am Weakness mereu când sunt pe uscat. Asta e ciudat. Nu prea îmi place kitul ăsta în cazul ăsta. Pentru că la... mi se părea așa oarecum interesant, știi, dar... văzând chestia asta... Așa, deci am rezistență 2, generare 2, speed 2 și water breathing. Credeam că am ceva double jump, dar nu. Se pare că dacă mă bat în apă, șansa să câștig bătălia e foarte, foarte mare. Cam imposibil să fiu bătut, ca să fiu mai exact. Doar dacă e cineva cu armură prea bună și chestii de astea și eu o să mă bat cu ăsta acum în apă. Aoleu, bine că ai arc boss. Problema e că nu prea e cum să mă omori așa, vezi tu. Eu am regenerare 2 pe aici, sunt cam invincibil aproape. Ăsta crede că slow acum, asta e fața. Dar nu, boss, stai liniștit că erai departe, departe de a mă omoră. Ideea e că avea și armură bună ăla. Ok, deci am dat astăzi de un hacker pe... What the fuck? Sper că ești slow. Bine, boss. Bă, deci nu știu dacă era de la abilitate sau ceva. Dar ăsta a băgat acum un sprint de m-am speriat, frate. Deci, what the fuck, man? Ce a fost asta de mai înainte? Eu nu cred că era un kit cu așa ceva. Ce am bătut? Un grappler. Ah, e posibil să fi fost de la Fishing Rod. Avem și noi un Fishing Rod? N-avem. De ce să avem? Ok, haideți să luăm un crafting table atunci să ne facem niște lanes de diamonds. Bă, nici nu știu că n-am mai avut atâta armură, sincer. Serios, a trecut ceva timp. Să am eu armură, păi e ceva. Arcul ăsta o să-l păstrăm în caz că omorâm pe cineva ce are kit monster. Știți că nu mai putem folosi sabia dacă avem kitul ăla. Vreau să-mi fac niște mere de aur totuși, dacă tot am goldul ăsta. Unde ești? Aici. Așa, wool. De ce mi-ar trebui wool? Să fim serioși. Văd că mai făcut cineva acolo în turnuleț. Alți ratați ăștia de player care pot să-i raportez oricând, doar că, na, cine face chestia asta, unul chiar n-am niciun chef. Așa, avem poțiune de regenerare 2 pentru un minut întreg. Asta e bine și mai suntem 3 player rămași, deci o să-mi prindă bine chestiile astea. Ce tocmai le-am prins eu acum. Sperăm că nu mai e nimeni cu turnuleț de ăla, pentru că totuși vreau undița aia, dar nu pot să o iau. Trebuie să o găsesc eu într-un chest, pentru că era de la kit-ul cuiva. Fishing rod, please. No, ok. Nu e o problemă. Cu armura stăm binișor, bă, nu m-am uitat prea atent după gen un enchanting table, că ăsta mi-ar prinde chiar foarte bine. Și nu știu unde e individul ăsta, dar e foarte aproape și are un arc foarte șmecher. Să cred asta că fugim acum. Ok, oare pe unde e? Clar că se depărtează. Ah, ia uite, nu, acolo e? Aoleu, bă, și țăran de ăsta cu arc de ăla, care se bate doar cu arcul. Du-te, mă, la somn. What the fuck. Ok, se pare că a primit swap. Ah, a rămas 1v1. Ăla e fuller în aparent. Ender Pearl avem. Poțiune de regenerare 2 de asemenea avem. Și trebuie să o băgăm. Fac, am dat cu Golden Apple-ul. Aule, m-am și buguit aici. Are și ăsta arc cu enchant. Păi de ce nu, boss? So, fuck. Poate să dea cu alcool, cum nu poate să mă omoare. Hai, până ajung eu acolo. Bun, mai avem un puțin de regenerare 2. Auleu, tu când ai apărut, mă? Are și Kid Kangaroo. Să-l las loc ca să nu mai văd double jump-ul ăla enervant. Fuck, nu mai avem săgeți. Hai că l-am prins. Asta e, boss. Se pare că m-a chemat Dodge.
Dogem Dynamite. Ok, ce nume interesant. Bă, se pare că am mai câștigat și noi meci, a decurs destul de fain. Deci, în concluzie, nu uitați de sfatul lui Winner. Dacă vedeți că te slab la ceva, lăsați-i cu alea sunt pentru turci, că ei sunt mai fraieri așa. Așa e nația lor, de ofticați la orice. Pur și simplu, exersați în orice dacă vreți să deveniți buni. Nu fiți ca și turcii, după cum am spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Eu am fost iWinner și voi nu uitați de like. Baftă băieții și fetele.